Salut și bine am găsit la un nou episod de Occupy Mars pe Iona Games. Dragilor, între timp am mai dat cu flexul, am mai dat și cu, cum spune, cu, cu am adunat resurse, dar am adunat și puncte de tehnologie, așa că astăzi avem tehnologii și de asemenea, da mă fugă puțin până la cartof, dacă e treaba cu dâns și dacă s-au făcut, dacă nu mai trebuie ceva la ei, care e toată combinație... Așa, tati. Ai, deci care e toată combinația după ce termină prima fază de aici cu ei. Suntem undeva la 28%. Trebuie să-i mutăm aici. Să se uităm frumos, elegant. Lasă aici să-și facă dambloua. Vă spuneam eu la început că am adunat ceva puncte de tehnologie. Și dacă ne uităm aici la Tech3, avem așa. La Botany nu avem pentru că am făcut. Aici este în construcție de la dânsi, și aici la electronic, electricity, pardon, avem la materiale avem și la mecanică avem. Da? Încă la mecanică, dacă mă scrieam un pic, aveam chiar două puncte. Bun. Prima dată, la electricity aici, vreau să iau așa, workbench -ul. De deci, ce o să iau workbench -ul? O să vă spun în care urmează. Așa, tati. Pentru că aici, la materiale, aici sau în partea cealaltă, la mecanics, mă scuzați. La mecanics, ca să deblochezi niște chestii, pe aici avem nevoie de workbench. Și atunci, ce facem acum? După ce am deblocat asta, vreau să deblochez detector 2. Și o să vă spun și de ce. Da, e, acum, acum că mergem afară frumos și elegant, se am deschide, se am deschide Și avem pe 4 tehnologia, da? Este mai șmecher acum, uite, și o îndreptăm către asta. Le spune, le spune ce, băi, ce-am pus acolo? Nu asta vreau să pun. Ce am eu? Stai că am început bine și am terminat mai puțin bine. Asta o dau jos. Cum o dau jos? Cu flexul? Ia. Aia. Știu că la tehnologia asta, la 4, îmi spunea, făcut și teste, îmi spuneau... Au! E... Greșit! Greșit, tati! Greșit, trebuie să montez workbench-ul ca sa i fac upgrade la asta deci, dar știți care e treaba? treaba? Să cam întunecă și nu că mai am baterie pe aici. Ia avem avem uh, curent pe baterie. Adică n-aș intra un pic în curentul de la... Zice că mai am pe stock 53 de kW. O lăsăm pentru mâine, pentru a doua zi. De asemenea, ce am mai făcut e pe aici? Am făcut ceva teste, ceva... E un pic greut să jocul. Uh, nu spre prea dă multe hinturi sau cel puțin eu nu le-am găsit pentru că la mine engleza v-am zis nu e cel mai tare punct dar am găsit lângă baza asta după ce am tăiat cu flexul ce am, tot ce am putut pe acolo am găsit ATV-ul ATV, -ul. ATV -ul care pot să-l iei doar dacă îl repari el are un circuit, o să vă acum, are un circuit uh, stricat am găsit o, uh, un circuit nu orice circuit este small circuit de la mic l-am găsit în bază pe aici aruncat da, și acum o să locuim circuitul și în felul ăsta va pleca ATV-ul de aici. Da, uite aici ATV-ul. Erau niște containere pe aici la întâia cu flexul pentru că avea nevoie de puncte și de materiale. Ne uităm frumos aici, luăm pe ăsta și punem unul ca lumea Da? Închidem, ia. Sper că l-a luat pe bunul din... Da, uite, ăsta era, aveam unul bun în inventar. Și acum când ne ducem aici... Hați! Ha, stați că avem ATV-ul. Ia uite, ce a făcut? Ia uite, mă ia. Ia uite, mă ia tati cu ATV-ul. Uh! Da? ATV-ul se încarcă la uh, la baterie, la asta la panou sau avem. Ia uite, mă. Ia uite, mă ia. Băi da, întrebarea mea întrebătoare. Ia. Cum a pierdut lumina la asta? Asta e tată, lasă-le, uite mă tată, cu lumina pe... ATV-ul. ia mă, ia mă ea Aaaa? tată, ce mi a tras Da, deci trebuia neapărat un circuit nou nouț ca să repar O lăsăm puțin aici, deocamdată n-avem uh... E să un pic, să stingem uh, bulestic, apăsăm pe buton de efectiv Diferențial Lasă-mă, frate, că Dăm frumos și avem ATV-ul Deci prima Să lasă noaptea și noaptea este frig Ne băgăm la culcare două secunde, să tragem aici frumos oblonul. Hats Aia zic. De asemenea, intrăm frumos aici, înlocuim oxigenul, avem și apa, înlocuim și apa, tati. trebuia să umplu eu cu aia cu apă, dar nu avem, asta e problemă. Și aici, intrăm frumos aici și dăm fil. Aia zic, am înlocuit, avem acum un tub plin cu oxigen, Frumos și elegant. Apă avem puțină. De asemenea, mai am pe aici o tabletă. Pe unde mă tableta aia? Asta. Da? Tableta Dacă îi dăm click dreapta și dăm use, ne deblochează o tehnologie. Workshop printer. Da? Care ne va trebui la un moment dat pe aici prin blueprint. Nu, prin tech mă scuzați. La un moment dat în cere tehnologie ca să evoluez uh, nu mai știu pe unde era Bun, iar aici Asta ce e? Uite, workshop printer, da? Ca să merg mai departe, îmi trebuia neapărat asta O să deblochez de de și asta Materiali... A, e tati. Access... Și acum pot să deblochez de workshop printerul ăsta Zice că Da? Băi, pe mine trebuie să așa, deci să te o chestie uh, La mecanic aici Am deblocat detectorul 2 o să deblochez grinderul care deja l am, nu e problemă. Dar dacă mergem puțin mai în față pe aici, aer cu care deja l am. Uite, avem deja asta deblocat cu orbenciu și pot să merg departe cu picamărul 2 și cu grinderul 2. Grinderul 2 probabil că o să, pot, o să, o să pot tăia, cum îi spune, o să pot tăia toată baza aia. Da? Deci, e bine. Bun, până una alta. Vreți să vezi cum arată fața lui ăsta micu? Intrăm aici frumos și facem așa. Ia. Ia u l Ia u l tati. cu fața? Au ce pleată avem. Ha? Așa l-a ales la început să fie cu pleată. Tati, acum și punem aici la culcare. Îi dăm o culcare până la... Îi dăm din două etape. Până la patru. Lasă. Nu mă lasă până la patru. Îi dăm uh, până la trei jumate. Ia nu vrea? Hai mă. Sau nu are voie să cuci la ora asta? Întreb și eu. Ia uite ce frumos sunt, a? O plată frumoasă legată. Așa l-am ales la am început caracterul când l-am făcut profil. Uh, Automaia. Da, și mai dăm o dată culcarea. Până la 7.50, să vedem. Să și salvează jocul. A? Frumos așa cu războinicul. No și da? Carbohidrați low. Atunci facem așa. Îi punem înapoi cascheta, Ieșim pe afară. Și de asemenea îi dăm ceva să, să servească. Consumă. Aia, tati. Aș punem o casca, pardon. Și de asemenea facem așa. Nu aici, avem treabă. Aici, jos avem treabă la materiale. Lasă-o, mă, pasta. A, luat la lasă așa, nu e problemă aici la inventar să punem asta frumos. Bun, hai să mergem către workshop. Stați da așa un pic, până mergem la workshop să ne încărcăm costumul. 92. Aia tati. Și de asemenea facem așa. Îi băgăm aceea și băgăm la încărca și pe ATV-ul. Băi, dă te jos de pe ATV, mă. Stați așa un pic, că de la emoțiune să deschidem aici sochetul. Băi, dă te jos, te mă. Asta vreau să fac și asta vreau să fac. Așa, dar să încarc costumul, să încarc ATV-ul, asta vreau să fac. Bun. Hai să facem, să, să construiesc la cum îl cheamă workshop-ul. aici la blueprint. Uh, pe, unde era, pe unde e workshop-ul uite-l War, pardon, bench-ul, mă scuzați, de la Emotiones îi dau cu 3 să construim a, ah, etati si acum afițate atent aici, lucrare de lucrare mergem aici si punem asta de doctorul asta, îl băgăm aici si dăm upgrade ca e de disponibil face sau a, le... ah, uite cum îl face, dar să umple bara, da? Să umple frumos bara și îl upgradăm. Și în felul ăsta el va detecta și altceva. Până acum el detecta numai apa, numai apa și acum va detecta și mineralele din, din roci, din stânci. ești acum de ce a făcut combinația asta. Da, i-a făcut frumos upgrade. De asemenea, la acest banc, dacă facem așa, uite, sunt ce uite, aici, putem să reparăm. Da? Închidem upgrade. Ia să ieșim acum. Apropo, ce fac cartoferii noștri? S-au făcut mai mărișori. Au ajuns la 33%. E bine. Da? Băi, citeam tot în jocul ăsta că uh, virgulă cartofi au fost, a fost prima plantă care a fost cultivată în 95 în spațiu. Da? Deci nu e nimic întâmplător. Bun. Acum ne ducem aici și căutăm detectorul la Unde a rămas detectorul? A rămas acolo cumva? Nu mai văd. Asta e pe cameră. A rămas cumva în workbench ăla? Ne întoarcem. Ne întoarcem un pic că nu știam ce am făcut cu... A rămas cumva aici. A uitat, a rămas aici. Da? Ia uite-l, ea Da? Și acum a în aici lucrare de control Vă scuzați Deci dacă ne dăm așa spre asta, ia uite-l Analizează pe asta și spune ce are, are Da? De ce are el acolo? Are calciu, are aluminiu, silicon? Da? Ia uite-l Hot iron Da? Asta e mișto acum cu noua unealtă Bun Ce avem pe aici? mai avem la Tech 3, mai avem un punct la mecanica Deci am făcut detectorul. Night Vision nu mă lasă. O să mergem partea asta de jos. O să fac Night nu mă las. N-am asta, n-am tehnologia asta. Bun, mergem pe partea asta la Îi dăm grinderul. Mechanics. Da, și acum putem debloca ăsta și după aia Jack, 2. Hai să facem următoarea jmecherie ca să facem puncte, o să mergem cu ATV-ul. Acum că avem uh, lucrare, lasă-l jos aici. Zis, lasă l-a zis lasă-l. Ca la. la. ia. Aia, tati, Și am văzut eu aici. Deci, poți face două ATV-uri, adică poți face doar două ATV-uri. ăsta care l-am găsit deja și unul îl poți construi. Ala e frumos, asta e. uite, e un pic uh, ruginit, un pic lovit pe aici. Nu e problema, dar ne facem treaba cu el și am văzut că poți să-i pui pe spate două crate două chesturi, da? Care poți să car cu el. Acum, vedem. Bă, da, e, e, bine că pot merge mai... Două secunde, două secunde. Mamă, un pic să culoare, nu știu ce se întâmplă. S a fac o poza aici pentru thumbnail. Dar vedem după aia. Și acum fiți atenți aici, lucrare de lucrare. Le dăm frumos jos de aici. Deci am putut apăsa mix ca la medieval Dynasty Uh, îi dăm, ia să vedem, pe cât era uh, pe câte detector, pe 4 ia să vedem ce a zice aici iron da și de asemenea mergem pe inventar și să punem uh, picamărul pe în locul asta că acum nu cultivăm acum 6 ia și acum hați hați și acum luăm fier. E mai simplu acum pentru că până acum eu luam silicon. Silicon am o grămadă și trebuie fier și mai trebuie aluminiu. Da? Ei, hey, și acum, uite, putem să aflăm cu jucăria. Da? Îi dăm acolo frumos și elegant. brei. Mai spagi ce sau ce facem? Da? Facem puncte acum. Și de asemenea... Ia. Acum, ne -și mișcă mai... Oh, ușor, ușor că strice aici vârful la... Ia, -mă. Da? Și în felul ăsta am luat, am luat fier la las o jos, mă, iau așa cu tot inventar Da? ce e pe aici? Ia să vedem Pe aici, asta ce e? Căutăm și aluminiu Silicon, nu ne interesează Deocamdată Calciu Are aluminiu și asta Ia să checăm aici Să checăm pe șansele Probabil, zic și eu acum Asta e doar calciu. Eu. Stai ca sa ridic asta, poate mi vine din cap. Uite calciu, până acum n-am văzut. Ia. Deci, în felul asta aflăm acum mai ușor despre minerale. Asta e calciu, tati. Deocamdată vreau să mă trăsa. Ia să vedem, 4. Ia. Aluminiu, asta e tati. Acum asta și mă gândesc. Cred că uh, dacă deblochez. 14 păi mai. Uh, dacă deblochez asta, picamorul 2, probabil că mai dă mai multă eficiență la extragere de aici. Când dau cu asta cu minereu, cu picamorul în roci, probabil că îmi dă mai multă eficiență când. Uh, mai multe materiale. Asta e ideea. Cred că asta ar fi la Ia? Ușurel. Și o că strigi vârful la jucărie aici. Ați? Deci acum, uite, am luat frumos aluminiu. Avem și calciu. Ia. Dacă uităm acum la Tech 3, deci asta ne crește aici, frumos la mecanic. Și la aerii. Am văzut că cam din toate. Că asta, am văzut că asta crește mai mult pentru că ai tai cu flexul din aici la botan, nu care avem dorat. Când tai cu flexul din... Deci, din bază, din bazele alea vechi. Aici de deci 12,91. E, ia, dacă dau acum cu Asta ăsta cu ăsta. Ia. Hats. Hats. Da. Ia. Și acum dacă ne uităm din nou la ăsta, avem 14,31, da? Până la 40. Și în felul ăsta eu aș vrea să deblochez aici să pot, mă pot să asta, Jack 2. Asta ar fi o combinație. Mai dăm un pic pe aici după aia revenim. Băi, a trecut noaptea, a trecut și ziua. Da? Am adunat ceva puncte. Uite, vă ce frumos. Mai trebuie un pic și fac două puncte. Două secunde ca să termin și cu bucata asta de aici. Și după aia am bagat și asta la încărcat, cum îi cheamă ATV-ul. Mi-am făcut și resurse de apă le am uh, umplut acele două, uh, aș canistre. Am două uh, tuburi cu apă le-am uh, făcut uh, plinul frumos. Oxigen avem. Uh, acum vreau să ne să ajung la cel picamur 2 să ce se întâmplă cu el. Și am tras tare, Am uh, săpat ce am putut pe aici. Calciu, fier, uh, aluminiu, uh, silicon, tot am adunat ce am putut ca să fac și pentru că e deblochez, ia să vedem cât mai am. Mai am foarte puțin. Ia, yeah, cred că, cred că asta e gata. Ia să vedem. Sunt curios ce ne dă cel de pe 2. Aia vrea să... Aia vreau să fac, dar mi-au rămas să... să iau de aici fierul pe de subt. A rămas blocat pe aici, hă? Hai să vedem care e treaba cu asta. Bun. Uh, materialele astea care le-am adunat, le bagăm aici în inventar e mișto șmecheria că, uite, îl punem aici în inventar, punem asta frumos. Uh, mamă, cât de -am. avem acum o grămadă de resurse, pentru că dacă dăm de aici, uite, avem nevoie de materiale, eu deja le-am. Da? Deci acum pot să fac liniștit uh, uh, o grămadă de chestii. Deci, cu uite, lasă și pe asta aici. Bun. Hai să vedem care e treaba. Deci intrăm aici, la Tech3, spuneam eu așa, că am deblocat Grinder 1, vreau să deblochez ăsta, și cu asta. Așa totul Ia să vedem noi acum, mergem la World bench Mergem la World bench să vedem dacă îi mărim asta ce se întâmplă cu... Aia e Apropo, ce fac cartoferii noștri? Uite ce mari sunt. Băi, au trecut... Uh, sunt la stagiu 2. Ah, stage 2 deja. Și fiți atent că deja dau oxigen. 0,26. Să vede? Să vede. Deci teoretic ar fi acum. Ia cum ai, fiți atenție ce e Deci eu aici teoretic aș putea să-mi scot casca. Ia. Oxygen source external. A? Poți să respira aici liniștit acum ca am oxigen de la cartofi. Ia, joacă-o pasta asta. Închide asta aici. Asta e tati. A? Lucrare. Ne uităm acum la asta. Totul e treaba bine. Asta e. Băi, nu mai mult aici. Văd că o să crească aici. lasă acolo cu o deocamdată. Bun, hai să facem aici upgrade-ul la asta, la altul frumos. Deci luăm asta de aici. Îl punem aici și dăm upgrade. Facem level 2. Sunt curios acum când sap cu el. Ce dă? E posibil să-mi dea mai. când fiecare roc, în fiecare stâncă Sunt mai multe subcomponente teoretic ar fi acum să îmi dea mai multe când în momentul când dau cu cu da? Să vedem. Iar aici sunt niște pistolașe micuțe cu care pot uh, repara circuite. Da? Încă nu m-am deprins. Ăsta e unul, ăsta cu aer cald îl desface de și ăsta altul lipește. Asta, tati. Ia uita. -l. Au, e cu portocaliu acum. fii atent aici. Fii atent aici la lucrare. cum mă use? Da, era galben, acum e cu portocaliu. Ca să mergem afară, trebuie să ne punem înapoi casca, tate. Gata cu rebeliunea. Ia. Așa, tati. Ne-am pus cascuța. Pentru că aici avem oxigen acum. Deci aici avem oxigen de la cartofi. Sunt curios. Sunt curios acum. În momentul care... Ia să vedem. Picamorul este pe 6. Să rămână pe 6. Ia. A e culoarea, de deci ce este un pic cu portocaliu? Și dacă i dau cu asta, de ce se întâmplă. A, facem mai repede, mă. Atât? Ia. Facem mai repede, mă. Facem mai repede toată șmecherea la acum. Ia uite. Da, E mai șmecheră de treaba, deci e mai mult, e, oricum e mai bun ca înainte. Asta și mă gândeam, mă gândeam că ar fi dat mai multe resurse, mă gândeam eu. Ia. Asta nu vrea? Aia zic. Și acum pot să iau de aici. Fie și alte chestii. Da? Băgăm în... Păi bun. Asta e harta. N am dat bine. Vreau aici la Tech 3. Și următoarea ar fi Grinderul 2. Deci dacă umplu iar bar asta, îmi dă Grinderul 2. Cu care cred că poți să tai din baza aia mai multe materiale. Și pe aia îmi dă Picamărul 3. Dar la Picamărul 3 mai am nevoie de o tehnologie. Am workbench și tehnologia asta cum se numește? Cred că pe că nu pot să o fac deocamdată. Radio, ce face radio asta? să pun muzică ce mă ajută detector 3 aici mai trebuie niște tehnologii cred că trebuie să merg să merg prin astea cum o cheamă trebuie să, merg, să caut baze de -ale abandonate să găsesc găsit tablete de alea abandonate ca să pot să mai fac tehnologia asta de gen asta da deci astea care apar așa în o să trebuie găsite pe tabletă da de exemplu aici acum eu ce pot să mai fac din asta bateria asta mor asta e mai eficientă softul mai eficient pe la asta. Și de aici sub, solarul asta, dar trebuie blu asta. Bă, pe aici e blocat un picuț. Când trece trebuie tehnologia asta. Pot să fac uh, baterie și pot să fac pot să fac un pachet um, un de asta ca să măresc capacitatea la, la baterii. Sunt niște module care se atașează, am făcut de ce teste, care se atașează aici la baterii, la bateria asta, da? Deci vine undeva uh, care e bateria. Uite, asta e bateria. Asta. Vine niște module încolo care crește capacitatea de... Uh, cum îi spune? Capacitatea de stocare la baterie, Dar deocamdată eu am uh, puțină energie aici. Iar stocat este undeva unde de 28. El am făcut acum o, o, experiment, adică mă uitam la ziua mai rămân cu 10, maxim 10 kW. Deci dacă am mai niște consumatori în, uh, în workshop, în, am zis bine? Cred că da. Uh, ar fi o problemă deocamdată. Dacă n-am -am pe stoc suficient. De asemenea, asta se poate mări. Și atunci mai pot lega niște panouri solare. Întrebarea mea este la electricity, care este aia? Uh, uite asta, că de mai dăm două module la, la transformator, dar întreb trebuie tehnologia asta. Industrial Energy Converters. Da, deci va trebui să plec un pic bine ca am atv să plec un pic la explorat. Bun, eu spuneam așa. Vreau să văd acum dacă mă uit aici la mecanism, dacă deblochez uh, grinderul 2. Deci îmi trebuie să mai sap, o să mai minez până la 60, am 5 de 65. O să plec chiar la minat, asta este, ca să fac și grinderul, să curios ce pot să tai, dacă pot să tai toată baza aia de acolo cu el. Hai să plecăm la Uh, laminat. haț, aruncăm asta pe jos. Și am plecat atât. Uite, am fost și pe aici pe sus, undeva, în zona asta. Am văzut pe aici niște bucăți mici de, st de stâncă. ma Și apuc să le tai și palea să sunt curios grinderul 2 ce îmi face. Pentru că încercam să tai pe acolo și îmi spunea că trebuie să upgradez grinderul. Flexul, cum îi zic eu. Și atunci automat ușurel dat Ia uite. Ce faci asta? Ce faci boss? e epoca de Exerciții astea Vedeți Și de exemplu Uitați Am uitat aici Când am, am venit până aici Să iau stâncile astea Uitam undeva aici în stânga Și am văzut o bază Ia să vedeți acum Dacă așa am văzut eu A, Uite acolo da? Dar deocamdată mă apuc să, 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 să sparg astea ca să stau cu, cu fața așa la, ca să știu în, în ce parte plec. Da, uite, se vede, se vede asta. Mă apuc să sap ca să pot să fac rost de grinderul 2, de care combinați și cu el. Tată, astfel se face acum, la, cum îi spune, astfel se macină la moară acum. Deci, uitați că am făcut deja puncte. Aici fac puncte. Punctul. Pentru asta și pot debloca grinderul. Deci, Altfel treaba merge cu ăsta, cu picamărul 2, tate. Deci mai șmecheră treaba. Ia uita. Deci imediat. Ia uite hați. Dacă am pică stica în cap și să nu pățesc vreo chestie. Ia uita. Și acum pot debloca. O să mă las un pic asta ca să nu mai lungim episodul. Uh, un nu s-a dus Îmi trebuie lumină pe aici. Face un pic de năniță, că e noapte. Și după aia o să... Dar pot să deblochez, dacă nu mă deranjează. Deci mergem pe grinderul 2 acum. A, e tati. Și urmatorul e, dar îmi trebuie, trebuie, ce o tehnologie. Da? Mergem acasica, facem nani și după aia mergem să tăiem asta, cum îl cheamă. dacă poți să tai baza cu noua, cu noua tehnologie. Da? Hai să o luăm pe aici. Dacă deci, pe acolo am, tot am tăiat ă, stâncile, nu mai așa. Acum, Ușor, ușor de să merg mai departe de să măresc raza în jurul bazei, pentru că uh, trebuie să caut resurse, mai multe baze abandonate, plus uh, minereu și alte chestii. Undeva aici este baza aia abandonată și undeva pe aici pe sus este baza mea, cea nouă. Da, să vedem acum. Facem un pic de năniță, să treacă noaptea, pentru că am ceva acolo curent și nu vreau să o consum pentru upgrade. Și atunci facem noi un pic de pauză aici. Uite ce curbe eu, eu cu asta, Nu mai drifturi, nu mai ale alea. Ce cei de mine? Închidem ușa la bordei. Aici facem așa oxigenul, olocuim tubul frumos, îl încărcăm pe asta, îl avem. Da, oxigen avem, apă avem, mai puțin cu mâncarea, dar o să fie gata și cartofii în curând facem cartofi prăjiți o aici și de asemenea aici la inventar să punem astea am 230 de astea, 234 de astea, cum apuc să construiesc o să fie numai ca pe aici opa deja avem astea pline bun, hai să facem un pic de nani îi dau o tură până la un noapte, hai să vedem o ia, luat-o și apoi să se dau o tură până dimineață dorim eu așa, în două rate. Warning. Warning. Noaptea, noaptea, temperatura scade foarte puternic, nu putem lucra deocamdată. Uh, e foame, ăsta micu? Mai, mai dăm uh, o de asta Mai avem încă mâncare, dar pentru un puțin timp. Și să-i dăm până la 7.20. Aia e Da? Și acum, dacă tot s -a... Ia. Uh, yeah. Aia zic. Îi dau de aici frumos. Și după aia am să, să upgradăm la flexul. Vedem care e combinația. Temperatura încă e joasă. Ia sunt curios ce fac cartofiorii noștri. Băi, a trebuit să-i mut în partea asta totuși, mă, că că am luat tot cu 50% la armat. Bun, hai facem altă jmecherie Avem aici deja jucăria la noi, planting O să-l pun în locul asta, că deocamdată nu construim. Luăm pe 3 de aici. Nu asta. Nu asta trebuie. Asta trebuie, mă scuzați. De la Emoționes 3. Facem așa hați, 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 hați. Și punem aici. Da? Și e doar incubatorul și punem aici. Pentru a doua etapă. Mai trebuie. Mai luăm de aici. Și mai punem aici. Să vedeti voi că mai trebuie unde sta. Să construiesc. Mai am și aici. Mai trebuie unde sta. Asta, așa. Acum trebuie să intrăm aici. Și să -i dăm, așa Să-i dăm temperatura. Uh, 1,30. Atât. Și să-i dăm și apă. 3,60. Trebuie mai mult apă în a doua fază, văd. 3 60 Ia să vedem A început tati. Da, și acum am felul ăsta, uite, când ne uităm acum O să crească mai mult de atât Da, deci, a doua, asta e a, doua, a doua la stagiu Trebuie deci, să ducă până la 100% dar problema este că aici mai am deja da de plantat și mai trebuie unde asta. Intrăm la blueprint și mai montăm unde asta aici. Dar am zis că, iertați așa, că eu l-am scos pe ăla din, din schemă. Dacă punem locul asta. 4. Sper să am materie dacă o să mă duc pe ele. Dar sper, de asemenea, sper să-mi țină și pe cât era ăla cu... Ia așa un picuț. Aveam pe 3. două secunde că mai avem ceva plantă aici. Acum, eu ar trebui totuși să mai pun și aici la incubator, iar mai am semințe, dar stai și mă gândesc, aș avea, prea, aș avea puțin curent. Gata, empty. Ia să vedem aici la pupitru, la al doilea, așa trebuie 1.30, băi sper să-mi țină bateriile. Uh, o să fie o problemă pe timp de noapte că o să fie consumul cam mare și aici să-i dăm apă 2.40 oh, prea mult, prea mult, prea mult dar știți cum facem? facem așa o să aplică oricum de în, în, acolo prin bază, o să cobor asta că nu mai avem treaba aici deocamdată, nu mai pun la incubator lăsăm așa deocamdată Sper să-mi ajung astea. Bun. Deci avem amândouă astea frumos pe creștere. Ia să vedem. au luat din loc. 50,6. Da? Aici deocamdată cu incubatorul să stăm cu minți. Deci trebuie trebui să cultiv și asta, dar eu știu. Mi e cam frică să nu rămân fără curent. Bun. Hai să ne facem și asta în altul. Deci spuneam așa. Că Uh, luăm asta și îl băgăm aceea și dăm upgrade. Da? Și mai vedem dacă ce putem tăia cu el. O să mergem cu el în baza, în baza aia. pentru să vedem ce putem tăia cu el. Teoretic trebuie trebui să poți tai cam orice de acolo. Practic vedem. Da, deci trecem la level 2. Uh, doar că inventarul mi-e puțin cam plin. Ia să vedem. Dar trebuie să mai las pe acasă niște chestii. Asta e. Da? Că o uităm aici frumos. Și asta a trecut pe altă culoare, pe portocaliu. Da? Ia să vedem. Asta nu am încărcat, Asta cu a stat aici de vorbă și n-am încărcat asta. Încă temperatura joasă. Ia să vedem ce putem tăia noi cu noul flex. Deci, transport avem. Noul flex avem, avem și asta cum îl cheamă pe pa parcă merge mai încet asta acum. Trebuie cum a reparat. Ia să vedem noi acum ce putem tăia după aici. Cu noul flex din dotare. Hăț. Uite ce parcare a făcut cu, cu lateralul aici. Uh, suntem pe, cu el pe 5. 5 ani nu, pe 5. Ia să vedem. A. Ah. Ia uite, tati. Deci putem tăia acum, chiar că putem tăia orice. Facem șuruburi, facem o tecnică de chestii, facem lor de aici. Ia. A, e tati. Da, și în felul ăsta ia să ne uităm. Avem, loc, avem șuruburi, avem una alta. Da, deci putem tăia o, 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 o de chestii. Și de asemenea putem face aici la materiale, facem level și deblocăm de pe aici. Workshop printerul, avem asta de făcut din, din, carbon, putem să facem oxigen, uh, putem să construim baza acum cu, uite, că avem coridoare pe aici, uh, ce mai este? Capsulă de spravețuire. da? Deci putem să ne facem pompă, pompa, pompa ce că mai mult apă dintre, aș putea să pun și o pompă între, dar nu știu cu curentul ăsta care e problema. Uh, Expansiune la fântână. Da, în termenul tehnologiei asta. Oh, Aoleu. Da, bun. Ca să nu mai lungim, dragilor, deci avem așa. Avem una bucata TV, avem uh, grinderul pe 2, avem de asemenea și uh, picamorul pe 2, adică flexul și alea pe 2. Putem tăia mai repede materiale de aici și, fapt, și mai multe materiale de aici. Putem să adunăm mai multe resurse de acolo cu picamorul. Treaba e bună și uh, dar mai durează, cum zic eu. De asemenea, cartofii trebuie să aștept să facă și aia mărișor ca să putem face rost și de o mâncare. Va trebui acum să vă spun să mărim un pic raza de, de acțiune, să mai explorăm mai mult pe, pe hartă, să adunăm mai multe resurse, să căutăm baze astea părăsite, pentru că în baze astea părăsite sunt tablete cu tehnologii. Luăm tableta respectivă, deblocăm tehnologia și avem acces la alte tehnologii mai jmechere. Dragilor, dacă am putut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe dacă n-ați făcut-o cumva deja. Pe păi data viitoare, să ce Salut!